Bună ziua! Astăzi vom învăța cum putem adăuga text și efecte 3D într-un film. Aplicația Photos face parte din suita de aplicații ale sistemului de operare Windows și este un editor de imagine și video. De la versiunea Windows 10, această aplicație a fost îmbunătățită și conține funcționalități elementare pentru editarea video și audio în partea editorului video. Aplicația se accesează de la butonul de start al Windows-ului prin tastarea cuvântului Photos. Din aplicația Photos se deschide editorul video. Pentru a adăuga fișiere, imagine sau video, putem accesa butonul Add sau putem deschide o fereastră și le putem trage cu mouse-ul în editorul video. Din librăria de fișiere care vor compune proiectul, vom selecta și aduce în linia de asamblare elementele care vor alcătui fișierul video. Acestea sunt puse sub formă de carduri. Le putem aranja între ele. Putem previzualiza proiectul din fereastra de previzualizare accesând butonul de rulare. Vom adăuga text pe o poză, selectând-o și folosind butonul de text. Vom tasta textul, apoi putem selecta animații și aspecte. Durata de rulare a pozei trebuie să fie mai mare decât durata animației selectate. Putem previzualiza apăsând butonul de rulare. O modalitate de a împărți fișierul video pe capitole este de a adăuga un card titlu. Îl putem edita. Schimba culoarea fundalului, și îi putem adăuga text animat. Putem previzualiza efectul cardului. Pentru unitatea proiectului, putem copia cardul și lipi în altă parte. Apoi, putem modifica doar titlul. Pentru a adăuga efecte 3D, accesăm butonul Efecte 3D, apoi alegem efectul dorit. Putem selecta timpul de început și timpul de final al efectului. Putem previzualiza efectul. Încercați singuri! Felicitări! Astăzi ați învățat cum puteți adăuga efecte într-un material video folosind aplicația Photos.